Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, a organizat în perioada 15-17 mai Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Acțiunea s-a desfășurat la nivel național, iar în județul Hunedoara, în localitățile Petroșani, Simeria, Deva și Hunedoara. Bursa și-a închis porțile astăzi, iar bilanțul pare a fi unul satisfăcător, atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și pentru tinerii liceeni, care au beneficiat de oferte și orientare pentru o posibilă carieră în viitor. AJOFM Hunedoara punctează încă un eveniment reușit, menit să-i ajute pe șomeri, pe cei care își caută un loc de muncă, dar și pe elevi prin oferta educațională prezentată. Bursa Generală a Locurilor de Muncă a ajuns astăzi la final, iar ultimele două întâlniri a angajatorilor cu cei aflați în căutarea unui job au avut loc la Deva și Hunedoara, unde au participat peste 1700 de persoane. De remarcat, prezența numeroasă a angajatorilor, dar și a unor licee și universități din țară. La Deva astăzi avem prezenți 50 de angajatori cu o ofertă de 772 de locuri de muncă vacante. Efortul colegilor mei și a echipei care s-a ocupat de organizarea acestui eveniment a fost unul foarte mare, pentru că într-un timp relativ scurt, în această săptămână, am organizat 4 evenimente alături de Inspectoratul Școlar. Vreau să îi mulțumesc în mod deosebit doamna Maria Ștefănie, Inspector Școlar General, pentru parteneriatul pe care l-am închegat acum aproape 4 ani de zile și care funcționează foarte bine, astfel încât avem rezultate foarte bune de fiecare dată. Vreau să mulțumesc angajatorilor care răspund prezent de fiecare dată la acțiunile noastre. Am avut și un număr foarte mare de șomeri care au fost invitați astăzi la eveniment. Până la această oră, așa după cum ați văzut și dumneavoastră, au fost foarte mulți care au venit aici. Sper să avem și rezultate foarte bune la final. Este important pentru noi ca toate instituțiile publice din județul Hunedoara, care au oarecum tangență una cu cealaltă, să lucreze împreună. Avem inclusiv aerodromul de la Șăulești aici cu oferta pe care o au ei. Erau foarte fericiți că le promovăm și activitatea lor. Avem MAPN-ul, MAI-ul, pompierii, toată lumea e alături de noi și zic eu că astfel de evenimente sunt foarte importante și trebuie să le organizăm pentru a ajuta pe toți cei care au nevoie. Elevii astăzi sper că au primit toate informațiile. În sala alăturată, colegii de la Centrul de Resurse Educaționale împreună cu colegii mei de pe consiliere discută cu tinerii, le oferă informații în ceea ce privește cariera. Zic eu că și astăzi evenimentul nostru este unul de succes. La acest eveniment sunt prezente unitățile de învățământ liceal din județul nostru. De asemenea, avem universității din această parte a țării, avem din Timișoara, Cluj-Napoca, Universitatea Petroșani, Alba Iulia a fost alături de noi, Arad. Deci, iată o prezență foarte bună, cu o ofertă generoasă, să spun așa, pentru toți participanții. Întotdeauna am considerat că relația cu mediul economic este o prioritate pentru noi, iar parteneriatul cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă ne ajută foarte mult să consolidăm, să spun așa, acest parteneriat. Dorim ca elevii noștri, viitorii absolvenți, să fie foarte bine informați cu privire la toate oportunitățile pe care le au, mai ales după absolvire, dar și cu privire la continuarea studiilor. De aceea, iată, aceste evenimentele organizate în această săptămână s-au adresat elevilor din clasa 8-a, care vor continua studiile și vor susține examenul. După susținerea examenului de valoare națională, urmează etapele de admitere și le dorim mult succes tuturor. Deci au avut ocazia să se informeze și să vadă care este oferta educațională de la nivelul liceelor din județul nostru. Totodată, pentru absolvenții de nivel liceal și chiar de școală profesională și învățământ dual, ei au avut ocazia să se informeze cu privire la oportunitățile de pe piața muncii, dar și cu privire la continuarea studiilor în învățământul superior. Mulțumim tuturor pentru prezență și eu sper ca fiecare participant să fi primit
măcar o parte din informațiile de care are nevoie. Ne aflăm aici reprezentanții Academiei de Studii Economice din București, care doresc să promoveze rolul și importanța Centrului Teritorial DEVA, în care funcționează în prezent Facultatea de Management, sub forma unei serii delocalizate de la București pentru partea de vest a țării. Firește că în oferta noastră educațională noi dorim să promovăm o serie întreagă de specializări care sunt necesare și oportune pentru, să spunem, promovarea unor viitori specialiști la nivelul județului Hunedoara, care să permită cu adevărat dezvoltarea economico-socială a acestui județ și nu numai. Suntem foarte interesați ca alături de Facultatea de Management să funcționeze în viitor o nouă specializare, și anume cea de administrație publică, pentru că foarte multe persoane, personalități din conducerea județului și a unor OAT-uri din cadrul acestuia au subliniat necesitatea pregătirii cu adevărat a unor viitori specialiști în administrația publică. Este o surpriză plăcută să vedem că facultățile și universitățile vin alături de antreprenori pentru a face acest parteneriat necesar și vital până la urmă pentru formarea pepinierei pentru forță de muncă calificată. Ne bucurăm să vedem atâția antreprenori care vin aici la această bursă a forțelor de muncă și caută personal calificat. Ne bucurăm să vedem facultățile și universitățile și liceele că au și ele interes, astfel încât să pregătească oamenii în direcția potrivită, până la urmă, că este atât de important pentru România astăzi și pentru DEVA să putem califica forța de muncă în domeniile în care ne interesează, pe cele care reprezintă interes pentru antreprenori. Ne uităm și vedem că avem peste 50 de antreprenori aici. Avem peste 700 de locuri de muncă disponibile astăzi pentru oamenii din DEVA. Dar vedem și foarte mulți oameni care vin și care nu regăsesc posturi în ceea ce antreprenorii prezintă ca și disponibilitate. De aceea reconversia profesională, de aceea tot ceea ce înseamnă aceste parteneriate cu unitățile de învățământ trebuie să funcționeze cu adevărat și trebuie să dea roade astfel încât să pregătim și să reconversionăm forța de muncă către direcția dorită. Deci sunt niște deziderate pe care și noi din Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului peste tot le promovăm, pentru că forța de muncă este cel mai importantă resursă de care are nevoie un antreprenor. Am venit cu 3 specializări pentru școala post-liceală. Avem asistent medical generalist, asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare, asistent medical de farmacie, așteptăm absolvenții de clasa 12 cu sau fără diplomă de bacalaureat, la brad, la școală. Îi așteptăm cu mare drag la cele 3 facultăți ale universității noastre. Avem Facultatea de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. Am venit să le propunem programul nostru de studii, fiind și o universitate în top 10 până la urmă în țară. Și sperăm să îi atragă oferta noastră educațională și nivelul cumva pe care încercăm să-l aducem în rândul lor, nivelul educației pe care încercăm să-l promovăm. Astăzi, la Hunedoara și DEVA, aproape 600 de persoane au fost selectate în vederea încadrării, iar aproximativ 180 au fost angajate pe loc.